globul de cristal. A fost trimis un minunat glob de cristal cadou mare lui împărat al Japoniei, dar chiar pe drum se iscă o mare furtună pe mare. Vaporul se scufundă. Împăratul trimise cei mai buni scufundători ai lui să caute globul, dar nici unul nu reuși să-l găsească. Apăru în schimb o femeie firavă și micuță, cu copilul agățat de ea. Se rugă de gărzi să o lase să se înfățișeze înaintea împăratului. Dorea să încerce și ea să găsească globul de cristal. Împăratul o întrebă: de ce vrei să țăriști viața căutând globul de cristal? Stând în genunchi și cu capul plecat în fața împăratului, femeia a răspuns: stăpâne, dacă primesc recompensa pentru glob, îl voi putea trimite la școală pe fiul meu, Kamatari, să devină samurai. Împăratul, impresionat de curajul ei, spuse: având o mamă atât de curajoasă, băiatul tău va fi un bun samurai, îți dau voie să încerci. Părea imposibil ca tocmai o femeie să poată găsi globul de cristal. Femeia înfășură în jurul ei o funie și se aruncă în adâncuri. Se lăsă până la fundul mării, unde se găsea palatul balaurilor. Ea se gândi că globul de cristal a fost furat de către aceștia. Prinzând globul între mâini, începu încet să se ridice spre suprafață, agățându-se de funie. Dar fiarele mării au atacat-o, iar ea ascunse globul de cristal în sân. Când au reușit să o tragă la suprafață pe femeie, au găsit globul la sânul ei. Împăratul se ținu de cuvânt, iar curajoasa femeie reuși să-și trimită băiatul la școala pentru samurai. Acesta, devenind unul dintre cei mai buni.